Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cu toate că Ana Maria Prodan se află în plin divorț de Laurențiu Reghecamp, este mai fericită ca niciodată și se distrează de minune alături de cei dragi ei. Ea a petrecut sărbătorile pascale alături de fii. Cu toate că Ana Maria Prodan se află în plin divorț de Laurențiu Reghecamp, este mai fericită ca niciodată și se distrează de minune alături de cei dragi ei. Ea a petrecut sărbătorile pascale alături de fiini. Impresara are 100 de fiini, iar 20 dintre ei au fost prezenți la petrecerea pentru Andreea Lege. Ana Maria Prodan s-a distrat foarte tare, a dansat, a cântat și a avut parte de o seară de neuitat alături de cei dragi. Alături de ea și de rude au fost prezenți Ana, Bebeto și Sara, dar aceștia au preferat să stea în casă, iar impresara a rămas afară alături de ceilalți. Ana Maria Prodan le-a făcut cadou finelor ei mai multe punguțe în care se regăsea parfumul unisex ce-i poartă semnătura. Ea este foarte mândră de această afacere și își folosește foarte des propriul parfum. Am să fac o mică pauză pentru a vă aminti că vă puteți abona gratuit la canal și în acest fel ne veți sprijini să postăm mai des și să vă aducem mai multe știri interesante. Printre petrecăreți a fost și pe Bebe Cămătaru, vărul celebrului interlop Nuțu Cămătaru. Ana Maria Prodan a afișat un zâmbet larg fiind înconjurată doar de cei dragi și s-a fotografiat alături de toți finuții ei la eveniment, unde s-a încins și un grătar cu mititei și fripturi. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.